Doamnelor și domnilor, e probabil că astăzi vom râde la podcastul Spandu Gino, Reziliență prin Cultură. Invitat, un invitat special și un om extraordinar este Ioan Temorar. Ne bucurăm să fim împreună la acest podcast. Și eu mă bucur, dar nu garantez că vom râde. Asta vreau să zic și eu. E probabil că vom râde. Ceea ce este sigur e că vom vorbi despre umor și despre condiția umorului, mai cu seamă în vremuri de restriște. Ioan Temorar a susținut în luna aprilie, în cadrul suitei de conferințe Justiția Memoriei, o conferință care a făcut sala să se zguduie de râs despre umorul în vremea lui Nicolae Ceaușescu. Conferințele Justiția Memoriei sunt coorganizate, vă reamintesc, de Fundația Spandu Gino și Fundația Academia Civică. Așadar, în aprilie am vorbit și am râs gândind în raport cu ideea de umor în vremea lui Nicolae Ceaușescu. Sunt tentat să întreb în două feluri. De ce, pentru început, de ce s-a râs așa de mult în comunism și mai ales de cine? Ioan Temorar. În comunism am avut un mare avantaj, aș putea spune. Am avut toți un inamic comun, care era unificator, regimul. Nu? Regimul. După 89 nu s-a mai râs, pentru că inamicii s-au... A dispărut inamicul comun, au apărut mici inamici, mici prietenii pe grupulețe și dintr-o dată ne-am dat seama cât suntem de deosebiți. În timpul comunismului ne-am dat seama cât suntem de asemănători. Deci revoluția a șters asemănările și a așezat între noi deosebirile. Cred că asta se întâmplă. Și atunci am râs diferit. Ba chiar în anii 90, când... eram cu grupul Diverti și făceam spectacole, era suficient să faci o referință la o emisiune de televiziune și toată lumea râdea pentru că era o singură televiziune. Deci toată lumea urmărea aceleași seriale, Dallas-ul reluat. Sclava Izaura și... Deci era suficient să faci o aluzie și lumea se prindea. Acum dacă faci o aluzie, oamenii nu mai... Nu urmăresc același lucru, nu există un front comun de luptă. Și unic. Suntem și atunci, în bule din ce în ce mai mici, nu? Exact așa, o atomizare a societății, o reașezare pe grupuri, oamenii râd și sigur, mai sunt unii care găsesc un fel de numitor comun pentru a râde și fac glume sexuale, că toți avem activitate sexuală, deci e mai simplu să faci umor de la brâu în jos decât de la brâu în sus. Noi am făcut la Divertis întotdeauna umor de la brâu în sus. Revin așadar, de cine se râdea în comunism? Se râdea de Ceaușescu, de partid, de securitate chiar, se râdea de prostie, se râdea de ceea ce ne făcea să suferim, pentru că arma... Chiar Ceaușescu a avut un citat, a zis, folosiți umorul ca o armă. Poporul, sigur că l-a folosit ca pe o armă, dar nu în sensul celor dorite de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conform directivei de partid, nu? Da. Ci împotriva directivei de partid. Exact. A fost o formă de rezistență prin umor? S-a vorbit de rezistența prin cultură. Sigur. Cred că a fost mai puternică rezistența prin umor. Pentru că la cultură n-avea toată lumea acces. La bancuri aveau acces. Adică, fără îndoială, umorul a fost mult mai popular și mult mai accesibil decât cultura. Rezistența prin cultură, cât a fost, da. Cât a fost, s-a manifestat în cadrul unei elite. Ori umorul a fost un umor popular. Râdea și Vlădica, râdea și Opinca de aceeași glumă. Pentru că ne refeream la aceeași situație, la același inamic comun. Referențial comun, referențial evident. Când e umorul o formă de dizidență? Atunci a fost o formă de dizidență, adică umorul era foarte periculos. Vorbesc de umorul neoficial. Umor oficial... Eram brigăzile muncitorești, în spectacolele de la televiziune. E drept că și în umorul oficial, talentul unor oameni, cum a fost
Toma Caragiu, de pildă, a putut să ducă înspre dizidență, dar să nu ne facem iluzii. Tot ce a apărut la televiziune a trecut prin comisii care au aprobat. Nu a fost nimic de la sine, cu excepția mitingului din 21 decembrie. Și acolo, cred și că acolo au fost niște regizori. Sau un regizor. Exact. Acel regizor. Dar umorul ăsta underground, umorul bancurile, care de asemenea, însă bancurile puteau fi un mod de a controla dacă existau informatori, puteau să controleze starea de spirit, să spună, am spus bancul ăsta și s-a râs și a râs cu tare și cu tare și cu tare. Deci era o armă cu două, trei tăișuri, ca să zic așa. N-a fost simplu să spui bancuri în comunism. Adică ai spus bancul, te-a eliberat. Da, și a doua zi venea cineva și zicea, ați spus un banc. Am fost în situația în care, într-o foaie de la CNSAS, în care apar, s-a spus, a fost prezent, eram trei oameni. Eugen Suciu, în biroul lui. Fost portar la UTA Arad, da, între altele. Poet foarte bun. Poet foarte bun. Și atunci director portar de fotbal. Director la un cinema, la Cinema Union, și s-a spus așa. S-a spus. S-a scris. S-a notat. S-a notat. A fost prezent și Ioan Morar, da, care zice că e profesor din Lugoj. A spus bancuri politice. Pam, pam. Dar n-a dat ce bancuri. Și l-a imitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Suficient, da, încât să vină să te strângă. Da, și iar să-ți spună... dacă ați fi avut cu 10-15 ani mai mult, dacă v-ați fi născut cu 10-15 ani mai în spate, să faci așa ceva era chiar mai mult. Se putea face pușcărie. Se putea face pușcărie. Ceea ce trebuie să recunosc, m-a uimit rezolvarea acestei probleme care era prezentă grafic în desenul paginii. S-a făcut, s-a luat măsura, s-a făcut un cerc și cu o linie în lateral, în marginea albă, se scria să se verifice dacă este profesor la Lugoj. Ștampilă data. Peste o săptămână sau două, altă linie, s-a verificat, este profesor la Lugoj. Ștampilă data. Locotenent cu tare, locotenent cu tare. Deci erau doi locotenenți care au citit că l-am imitat pe Ceaușescu, deci erau tineri. Asta vreau să spun. Nu erau colonei din aia care ziceau, las dupcuie, să se ia măsuri. N-a scris nimic, să se ia măsuri. Să fie contactat, să fie racolat. Nu, atât. Pentru că n-au vrut să-și bată cuie în talpă. Oamenii, dacă... Probabil că nu mai umbla nimeni la dosarul ăla, l-au închis, rezolvat, avem semnăt, s-a verificat, e profesor la Lugoj de română, la liceu textil, adică și cu informații utile pentru... Cetățenii Republicii Socialiste România. Să nu se verifice dacă este Ioan Temorar la podcastul Spandujină, pentru că este în persoană, vorbind despre umor și vorbind despre umor, întreb cu ce culori asociați umorul în vremea lui Nicolae Ceaușescu? Un gri strălucitor. Adică gri pare intuitiv. De ce e strălucitor? De ce? Pentru că râdeam totuși. Adică nu era griul mohorât. Când zicem gri mohorât, înseamnă că admitem că există și un gri strălucitor. Deci era ceva parțial color, nu? Parțial pentru cei color, care au, exact. Pentru cei care au deschis televizoarele mai și laptopurile și smartphone-urile mai târziu, ce era parțial color? Că nu știu dacă mai au codul oamenii. Televiziunea română era alb-negru. Toate televizoarele din România la un moment erau alb-negru pentru că nu se inventaseră televizoare color. Da. Sau dacă se inventaseră, n-au pătruns la noi. După aceea, sigur, probabil copiind din Occident, s-au fabricat și la noi ecrane color. Dar nu erau toate programele color. Și atunci, din când în când, te uitai la televizor și vedeai că e în culori. Parțial color. Era o chestie... Mi se pare o metaforă foarte puternică, deva, pentru acele vremuri. Exact. Parțial color. Comunismul românesc parțial color, nu? Eu am văzut prima dată un televizor color și am fost șocat.
eram în Polonia la o tabără de Esperanto. De fapt, mă duceam să mă cazez, n-am știut în ce cămin, în orașul Torun, de unde e Copernicus. Și stăteam și mă uitam într-un cămin și era la televizor o cântăreață de operă. Cânta. Parțial color, nu? Nu, era alb-negru. După care am aflat că trebuie să mă înregistrez la în căminul următor. Și am intrat în căminul următor și era aceeași cântăreață de operă, dar cu totul deosebit. Și nu m-am prins în primul moment. Ce-i deosebit? Eram culori, bine, culori palide, că... Dar atunci am văzut prima dată. Deci tot în lagărul socialist am văzut primul televizor color. Am înțeles. Sunteți născut cam prin 1956. Cam prin aprilie. Cam prin aprilie. Cam când filmăm noi acum. Cam în ziua 13, da. Da. Ați prins așadar... 13 aprilie vinerea sunt. Deci am o marcă un pic... Foarte, foarte bine. Ați prins cam un deceniu din epoca Gheorghe Gheorghiodeș. Oare cum o fi fost umorul în epoca lui? N-am avut acces pentru că părinții nu spuneau... Tatăl meu avea un simț al umorului și spunea bancuri, dar nu de față cu mine. Adică n-am prea înțeles umorul. Erau glume din astea. Citeam mai degrabă Creangă cu un umorul literar. Nu era... N-am ajuns la revista Urzica încă. După aceea am ajuns la revista Urzica. Dar ea era și în vremea lui Gheorghiodeș? Să fiu iertat. Da. Cred că da. Pentru ignoranța mea, da? O să cercetez, ca să zic așa, să văd dacă era și pe... Dar e interesant, l-am văzut pe Dej. Eram în clasa a treia și am fost scoși cu școala să-l vedem pe Dej la uzina de strunguri Iosif Rangheț din Arad. Dar nu era cu portretul lui, a trecut o mașină, l-am văzut, avea șapcă, l-am văzut pe Dej. Și după aceea a murit la un an, poate, odată cu bunicul meu și am purtat doliu și m-a întrebat cineva de la școală după cine port doliu și am zis după Dej. Eram mic, între a patra. Și am făcut așa această... După Dej. Am zis, nu, a murit bunicul meu. Dar alunecat un pic. De mic erați. E foarte interesant. Și am scris, preluând o informație din articolul unui jurnalist, am scris în această carte cum a murit Dej. Era în epocă, era... ideea că deja a murit pentru că a fost otrăvit la Moscova. Da. A fost iradiat. Că da. Dar, în realitate, Moscova nu avea de ce să-l iradieze pentru că deja era băiat de comitet. Super de comitet și de comitetul central. Și era foarte atașat Uniunii Sovietice. Se pare că la exploatarea de uraniu de la Dr. Petru Groza din Apuseni s-a obținut o mostră de uraniu și a venit un tovarăș de acolo și a zis tovarășul Gheorghiu Dej, tovarășul secretar, că nu era președinte, iată un mare succes al minunat, și l-a pus în raft pe o etajeră alături de macheta tractorului Utos. Știi ce înseamnă Utos? Nu. Sună într-un fel, nu știu. Fabrica de tractoare Utos era uzina de tractoare orașul Stalin. Adică Brașov. Brașov. Astăzi, da. Aha. Și l-a pus acolo Utos. Și uraniu da. A lucrat. Uraniu a lucrat, da. Și a murit uraniu. A murit șeful de cabinet, dar înainte de a muri a venit cineva, se pare că ginerele lui, unul din gineri, nu mai știu, și a zis, da, ce cu asta? Ce e uraniu? Aoleu, au venit, au măsurat și au văzut că au fost iradiați. Deci iată că neștiința de carte poate fi periculoasă. Nu numai corupția ucide, ci și dar neștiința. Dar ceea ce e interesant, apropo de percepția lumii de atunci, locuiam într-un cartier muncitoresc și o vecină avea, o familie din vecini, avea televizor. Și ne duceam toți, suna tanti, ne lăsați la televizor, erau echipajul Val Vârtej, erau toți, și după aia dădeau pe unguri unde era Moțco, era o emisiune pentru copii cu desene animate. După aia la noi era asta, cu 1001 de seri,
și s-a transmis ceremonia funerară a lui Dej. Și vecina noastră, tanti Manzi, care n-avea rude în Comitetul Central, nu? Deci era o femeie care lucra la UTA. Deci și-a văzut la televizor cum se perindau toți pe acolo. Și a zis așa, o să vină după Dej ăla tânăr. Și l-a arătat pe Ceaușescu. Nu-mi explic nici acum. Și intuiție formidabilă, da. Nu-mi explic nici... N-avea de unde să aibă informații. Dar cred că în mentalul de atunci, cumva, se impunea ideea că să vină unul mai tânăr, să... Nu-mi dau seama. Da. Dar o spun ca să rămână chestia asta. Am fost uimit și după aia m-am gândit, știa ea de undeva. N-avea de unde să știe. Da, 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 da. Avea doar un televizor la acolo. Pariul zilei nu era favorit, era departe de a fi la ei am favorit Ceaușescu. La ei am fost și la aselenizare, s-a transmis și am fost. Ați fost de față, nu? Am fost de față la televizor. Da. L-ați imitat pe Nicolae Ceaușescu. Eu mă întreb, știți pe cineva oare care l-a imitat pe Dej? Cred că era inimitabil. Adică, pentru a imita o persoană, trebuie să ai câteva marchere ale gesticilui, ale modului de a fraza, ale defectelor de vorbire. Deci și eu am un pic râu așa, care m-a ajutat să mă apropii de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Chiar, de când datează primele încercări? Cred că de prin liceu, facultate. Școala generală, nu? Cred că prin facultate. Și la liceu l-am imitat, dar nu... Doar așa, câte o frază, dar atunci încă... Ați devenit conștient la facultate că îl puteți imita, nu? Atunci el încă era o lumină, păi adică... Da, a fost primii ani de deschidere, da, 68, Cehoslovacia, deci, discursul. Deci nu era, nu era dușmanul de mai târziu. Da. Și n-avea interes să te descarci, așa, să te descarci imitându-l. Dar mai târziu l-am imitat... de față cu un cadru OASCR într-o cantină, ne-am adunat și acel cadru OASCR care a devenit și președintele OASCR-ului a spus despre mine când a vrut cineva să mă angajeze la Viața Sfințească, Stelian Moțe, a spus, nu-și stăpânește atitudinea politică. Deci nu că limit. Nu m-a turnat, a citit bine, de fapt. Exact, nu m-a turnat pentru că în fond se culpabiliza și pe el. Ai fost într-un loc unde s-a imitat așa Nicolae Ceaușescu, nu te-ai ridicat să pleci. Deci nu mi-am stăpânit, tovarăș, nu mi-am stăpânit atitudinea politică. Spuneați cândva că i-ați imitat nu numai vocea lui Ceaușescu, ci și gândirea. Ce înseamnă aceasta, să imiți și gândirea? E mai greu să imiți gândirea cuiva? Sigur că da. Încercam să imit simplitatea lui de gândire. De pildă, când s-a deschis canalul, am făcut o petrecere cu Divertis. Canalul Dunăre-Marea Neagră, nu? Da, și noi l-am deschis înainte cu câteva zile. Urma să se țină. Păi și acum se mai inaugurează autostrăzi înainte de a fi. Noi l-am deschis înainte și atunci am dat un sfat în stilul lui Ceaușescu. Am spus că urez constructorilor canalului să-l facă destul de larg încât să poată trece două vapoare, dar și constructorilor de vapoare să le facă destul de strâmte ca să poată trece două pe canal. Deci, această inclusivism, gândire, așa, da? Gândire rotativă. Și, deci, asta a fost cam așa gândea. Da. Tovară să facem totul. Tovară să facem deci, totul, da. Și peste tot, cum zicea tovarășul Nicolae Ceaușescu. Da. El avea niște clișee din care nu ieșea. Și dacă ieșea, aproape că se speria și se bâlbâia. Unul din clișee era când era într-un oraș, spunea unde este. Zicea, ne aflăm în Timișoara. Deci toată lumea știa. Nu spunea așa, cu accentul ăsta, spunea altcumva. În Timișoara n-a prea mers, că nu i-a plăcut. Nu prea îi plăcea Timișoara. Am fost, în schimb, am fost la Lugoj
și a aterizat pe terenul de sport al liceului agricol care era din afara Lugojului, s-a dus la iurt, la două uzine de acolo, noi am rămas, eu eram profesor deja, am rămas acolo pe stadion și a venit, s-a strigat, ni s-au împărțit niște slogane, am râs la unul, nu rima deloc. Ceaușescu în Banat, oaspetele nostru drag. Calea de pe carpete, da. Da. Ceaușescu în Banat, Ceaușescu fiul iubit, în Lugoș binevenit. Deci s-a lucrat mult la chestia asta. Și atât a fost. Dar și atunci a spus, când a coborât, bună ziua, ne aflăm la Lugoș într-o vizită de lucru, și a plecat. Și odată, la deschiderea unui an universitar, a zis, ne aflăm în Cluj-Napoca. Și era la Sibiu. Și au spus în Sibiu. Deci, clișeul îl avea în cap, da. Dar l-a încurcat. A încurcat benzile, să zicem, a pus altă bandă, da? Da, se afla în Sibiu. Da. Ați făcut bani frumoși de pe urma lui Ceaușescu, nu? Impozitați. Bani cinstiți, impozitați. De pildă, când a fost la Jurilovca, un nume destul de greu de pronunțat. Pentru Ceaușescu. Și a zis independența. Și comuna Jurilovca s-a numit o vreme Independența. E bune? În acte, da. Și la Morfatlar a zis Motlafa, Mofa și Basarab. Păi ne aflăm la Basarab. Deci, și nimeni, aici ai puterea dictaturii. Că și în prostiile care se pot repara, nici acolo, și acolo rămâne așa. Adică asta m-a fascinat. Cum se zicea, comicul este du mecanic, plaché sur du vivant. Ceva mecanic pe ceva viu. Ceva mecanic era gândirea lui Ceaușescu, pe ceva viu, pe realitate. Deci se verifică această definiție bergsoniană a umorului. Ceaușescu era acest mecanic, nu în sensul de meserie, dar această placare mecanică. Vă lua mult să intrați în Ceaușescu, în mintea lui Ceaușescu, sau devine ca un fel de a doua natură la un moment dat? Era foarte interesant la petrecerile pe care majoritar le-am făcut cu colegii din Divertis, am mai făcut unele și cu prietenii mei din Arad, dar acolo nu, la Divertis se făcea conferință de presă sau avea o temă. Da, putea structura mai simplu într-un fel, nu? Și la conferință de presă toți colegii din Divertis zicea, sunt de la Le Monde, și întreba câte o chestie și atunci, în calitate de Ceaușescu, încercam să mistific întrebarea și râdeam de neprăpădeam. Dar cea mai tare petrecere a fost asta cu Ceaușescu numit patriarh. Eram la Costinești undeva, era Dragomir Cioroslan, prietenul nostru, halterofil era, nu? Ivan Pațaichin, Cristian Ciopescu, era o lume acolo. Și ne-am încuiat în cameră și tot demara greu. Ce să facem? Ce să facem? Ceva? Și atunci ne-a trecut prin cap ideea că dacă tot e Ceaușescu comandantul suprem, președintele României, să fie și patriarh. Lipsea patriarhul. Și atunci aia a fost o dezlănțuire de umor cum nu se întâmplă. Deci acolo era aripa geniului care a bătut pe colegii mei, nu pe mine. Eu m-am adaptat, m-am dus înspre ei, dar a fost genial. Or fi oare benzi pentru să o fi înregistrat oare? Dacă ar fi fost benzi, făceați o avere astăzi. O pățeați. Da. Deci regret că nu s-a înregistrat și mă bucur că nu s-a înregistrat. Da. A fost odată o bandă la Costinești, la Serbările Mării, când cu Groșan am făcut, s-a dat dimineața așa, Neptun, care până să ajungă la Costinești, pentru că la Serbările Mării apărea Neptun, Silviu Petcu era Neptun, era o chestie... Da, știu pozele de la Padrei Parte. Să schimb șeful, să fii cu Neptun, să... Deci Neptun chiar avea o chestie, toată lumea, wow, Neptun, facem poze... Nu selfie-uri, dar usmena.
Și până ajunge Neptun în România, trecea prin China. Și acolo erau cu populația chineză care îl întâmpină cu hârtie igienică, cu tot ce se importa din China, cu țigări din alea, cu ciocolată. Dar semăna foarte mult cu vizita lui Ceaușescu în China. Și a venit un securist și a cerut banda. Noroc că Andrei Partoș a șters-o. Da. Deci au fost și solidarități între din acest noi. Underground. În acest underground. Da, da. Umor oficial, vorbeați mai înainte, umor neoficial, înainte de 1989. Iarăși pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele. N-aveam Facebook. Și da. Nici Twitter, da. Unde sunteți foarte activi de altfel. De ce trebuiau despărțite acestea două? Întreb și pentru cei care, astăzi cred că Nicolae Ceaușescu era un mare sculă, un mare star al suveranismului și nu un nemernic, în fond, un dictator, aproape analfabet. Nu erau despărțite pentru că trebuia să fie despărțite. Erau despărțite pentru că erau lumi diferite, adică umorul oficial era în Urzica, de pildă. Sau la televizor. Sau la Unda Veselă, la radio. Da, erau un umor cu haz, i-am zis noi. Și s-a păstrat, din fericire, am înregistrat la Bușteni cu grupul Divertis un fel de revelion făcut de noi, un revelion în noiembrie, revelionul umoriștilor, i-am zis, și în care am parodiat aproape toate emisiunile de televiziune. Aia nu s-a difuzat nicăieri, dar există banda. Umorul cu haz, așa l-am numit, umor cu haz, care... Are o undă ironică. Deci astea erau. Sigur că o parte din umorul neoficial a trecut din umorul oficial. Brigăzile muncitorești care îi condamnau pe cei leneși, pe cei care nu-și făceau planul, au fost preluate ca formulă de studenți care au făcut un umor semi-oficial, pentru că erau prezenți pe scenă, dar într-un spațiu, într-o bulă cumva ocrotită, nu ajungea la toată lumea. Era în centrele universitare și cred că pentru asta a existat un pic de toleranță din partea organelor, să zic așa, și cred că unul din cei care a garantat această toleranță sau a permis această toleranță a fost Nicu Ceaușescu, care fără îndoială... Nu sunteți primul de la care aud aceasta. Care fără îndoială nu era atât de tâmpit ca tatălui. Dimpotrivă, e un copil care a făcut școala la timp. Sigur că n-a îndrăznit nimeni să-i dea 4. Da. Sau să lase corigent. Și atunci, faptul că a mers la școală, n-a chiulit, mie mi se pare un mare merit. Putea să nu vină. Toată lumea îl trecea. Vai! V-am văzut și ieri. Nu, ieri n-am fost. V-am văzut. Deci slugărnicia cadrelor didactice din jurul lui... S-ar fi manifestat de plin dacă ar fi dat ocazia, da. A învățat și dintre cei trei fii, am scris un pic, m-am ocupat de ei, Zoia a fost una dintre persoanele cele mai vitregite. I s-a interzis să se căsătorească cu cine a vrut, a fost căsătorită contra voiei ei, a iubit pe cineva care n-a fost acceptat de familie și în plus era credincioasă, mergea la biserică. Asta a enervat-o pe mama ei. Să nu mai vorbim de Valentin, căruia și lui i s-a impus să nu se căsătorească cu fiica lui Boilă. Că sunt evrei, dragă, deci o chestie pe care el a suportat-o și și-a dus o viață demnă, separată de familie. Sigur că se numea Valentin Ceaușescu, dar eu am citit în cartea pe care, într-o carte de interviuri cu o femeie care a fost cu Ceaușescu, a fost bucătăreasa lor, femeie de casă, cum s-ar zice, femeie de casă la Snagov mai ales, și care spunea că Valentin a venit și a zis: nu mai îmi trimiteți mâncare de la gospodăria de partid.
Adică deci, mâncare obținută într-un regim preferențial. Da, nu avea nevoie de revenind chestia la... Prima, da. Ce a învățat-o Elena Ceaușescu pe această femeie să facă prima dată? Colivă. Femeia era din Ardeal și când s-a angajat, a întrebat-o, știi să faci colivă? Zice, la noi nu se face. Hai că te învăț eu. Iată, de experiență. Iubeau coliva. Da, revenim la umor. Pentru cine era, și la umorul neoficial, mă da parte, pentru cine era periculos acest umor? Ați avut sentimentul că ați fost un inconștient? Da, mai ales acum. Când am văzut cum funcționa totuși securitatea, atunci bănuiam că, dar când am văzut că toți sunt fișați, că există, sigur că nu mi s-a întâmplat să fiu strâns cu ușa. Nu mi s-a întâmplat să spună o să treacă un camion peste tatăl tău. Atunci când s-a încercat racolarea mea, am putut să refuz, fiind foarte fricos, dar frica aia a devenit așa un fel de curaj și i-am ținut piept ofițerului și n-am mai avut ce să zică. Dacă însă îmi spunea, păi, uite, ai o mamă care merge, știm că merge la alimentara, poți să treacă un camion peste ea. Aș fi zis, dați-mi, domne, și alegeți-mi un nume frumos. Dar nu s-a întâmplat așa. Omul ăla a încercat, pe când eram student, securistul universității, pentru că trebuie spus, fiecare instituție de învățământ superior avea atașat un ofițer de securitate. Da, așa este. Ceea ce acum se... Cum? Chiar era peste tot. Chiar era peste tot. Și stătea la cafele în bufetul universității. Mai râdea, mai... Dar când era să te racoleze, te chema discret și nu știai câți din aia care stau la cafele au semnat. Era foarte complicat. Vremuri complicate, cum s-ar zice astăzi pe Facebook, nu? Și asta a fost norocul meu. Printr-un pic de umor m-am salvat. Când m-a întrebat... ofițerul de securitate dacă cunosc persoane nemulțumite. I-am zis, da, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus la ultima conferință că este nemulțumit de ritmul în care se construiește socialismul în România. That's great adevărul, nu? Și am zis, dumneavoastră sunteți mulțumit? Nu erați de încredere. Iar omul a rămas, nu mai avea. Întâi trebuia să definim nemulțumirea, cine, ce fel de nemulțumire, dar de ce să fie nemulțumiți oamenii? Aș fi întrebat. Da. Când totul merge atât de bine. Deci am avut un pic de cabotinism care m-a salvat. Și ofițerul mi-a zis la revedere și nu m-a mai salutat, ne-a mai întâlnit pe culoare niciodată. Da. Am fost un eșec. Cum se producea umorul neoficial? La negru sau într-o zonă gri? Exista în zona studențească, de pildă, când era Festivalul Artei și Creației Studențești. Centru universitar care organiza finala pe țară avea în general o revistă și oamenii de la revistă făceau foaie, o foaie a festivalului, care se publicau caricaturi, care nu trecea pe la Comitetul Județean de Partid și era mult mai liberă, dar era o foaie, era ceva fragil. Și acolo se întâmplau niște lucruri destul de interesante ca umor. La Timișoara am făcut de mai multe ori foaia aia. Apoi, în lupta cu cenzura, Tony Grecu a dat un exemplu de umor născut prin cenzură. De pildă, într-o scenetă, un student zicea, tovarășe profesor, uitați, pe trusa asta de scule am dat $500. Textul era scris și cel care răspundea de la cenzură, cuvântul dolar nu era acceptat așa, și a tăiat cuvântul dolar și a scris orice altă monedă. Și atunci studentul, când a apărut pe scenă, a zis, tovarășul profesor, uitați, pe scula asta am dat 500 de orice altă monedă. A râs sala pentru că știau, trebuia să ai codul. Trebuia să ai cod. Și studenții aveau un cod și studenții aveau și un cod al inteligenței. Și un pic de libertate. Deci nu era făcut... Nu venea în gol.
mesajul. De descărcători din port, nu că i-aș disprețui, dar acolo se făceau alte glume, în mediul studențesc se făceau alte glume. Deci asta era. Apoi erau bancurile care încă o dată ar fi trebuit un studiu sociologic serios despre bancuri, pentru că... Cum apăreau ăla? E ceva... Cum apăreau, da. Da. Eu am făcut unul, de pildă, cu Ceaușescu, pe care l-am auzit circulând după aia și m-am bucurat așa. N-am putut zice, pentru că bancul avea caracter anonim, ca și orice specie folclor. Oral, variante, invariante. Eu, imitându-l pe Ceaușescu, am spus, am creat o epocă nouă, nu vouă. Și asta a prins, a circulat. Am mai făcut una cu Acropolii, vizita lui Ceaușescu la Atena. Am vizitat multe țări ale lumii. Am fost la Atena și pot să vă spun că Acropolii e o ruină, tovarăș. Nu s-a construit nimic de 2000 de ani. Iarăși, din obsesia lui de a construi, de a face, de a paranoia arhitect planetar, făcut o chestie care a circulat pe la alți imitatorii. Da, cum ați devenit dependent de fake news, să zic așa, înainte de a ști că există fake news? M-am prins nevoia. Foamea. Deci foamea, că erau și plătite, nu? Da. Ați produs fake news de ordin poetic și fake news de ordin publicistic. Da. Ați scris și fake news și la masculin și la feminin. Da. Și în sensul ăsta vreau să vă întreb ce rol a jucat în viața noastră Julio Iglesias. Începusem să scriu, să inventez scriitori, să fac tot felul de lucruri. Am publicat în programul de meci al Rapidului, pe care îl scotea Radu Călin Cristea, un interviu cu Maradona. Cred că sunteți singurul publicist român care a publicat un interviu cu Maradona. Deși nu i-l ați luat niciodată și nu i-l ați serut niciodată. În paranteză era scris din revista spaniolă AS. Și asta a acoperit. De unde? Din revista spaniolă. Nu știu dacă exista. Adică... Nu știați, acum există, ea există. AS. Există, da. Există și Black Power. Eu nu știam că Black Power... volumul pe care l-am atribuit lui Cassius Clay e o mișcare socială. Habar n-aveam. Dar Julio Iglesias, m-am întâlnit cu Stelian Tănase, politologul, fostul nostru prieten Stelian Tănase, care făcea o revistă la Teatru Tănase. Constantin Tănase. Se numea Cărăbuș. Era o revistă de autofinanțare. Multe teatre din și România. Nu numai teatre, de fapt, era o practică. Instituțiile culturale, de pildă, trebuiau să scoată bani. Se făceau proiecții video la unele, aveau sală video. Și vedeai Bruce Lee. Da. Se dădea Bruce Lee. Și toată lumea vedea. Chiar aseară am citit o carte despre domnul Zamfir, acela care producea la scară industrială. A fost ca în filme, se cheamă cartea, făcută de Liviu Tofan și Ștejărel Olaru, da. El dădea cărți, extraordinară carte, da. Deci ASEU-ul dădea filme, da, ok. Trebuia să se autofinanțeze și atunci scoteau Cărăbuș, care era o combinație de puțin urjica, puțin rebus, puțin magazin. Cărăbuș. Și m-am întâlnit cu el pe stradă și așa mi se bătă, ne dăm niște texte, dăm 7-8 pagini, că scot un supliment. Păi ce să scriu? Cred că am auzit Julio Iglesias la radio și a zis, hai să fac o carte de scrisori către Julio Iglesias din partea femeilor lumii, care îi scriu și carte pe care o publică secretarul lui particular. Nu știam că există așa ceva, dar asistență numește. Dar secretarul lui particular, furios că Julio Iglesias n-a răspuns la atâtea scrisori, s-a despărțit, că publicam și o poveste a cărții, s-a despărțit de Julio Iglesias și a publicat scrisorile sub titlu Inima fierbinte nu răspunde. Și erau niște scrisori de la femei bogate, femei sărace, romantice, reci nordice, din plin. A avut un mare succes, mi-a zis, mai dă. A mai produs. Din păcate, nu am
păstrat cărăbușurile, că erau două alea, dar era literatura acolo, era, deci citeai și te emoționai cum îl iubeau femeile lumii pe Julio Iglesias. Julio Iglesias și el portar la Real Madrid, ca și Eugen Suciu, dar Eugen și la Albert Camus a fost tot. Și Albert Camus tot portar a fost și el, da, da. Ca ei, să faci artă, trebuie să fii portar. Într-un fel, da, artă și filozofie chiar. Da. Unde era cenzura atunci? Cum o simțeați? Cum se simțea? Cenzura era desființată. Oficial. Oficial, dar era întărită, pentru că se manifesta câtă vreme era cenzura, scriai o carte, cenzura ți-o trăia și salut. Dar după ce s-a desfințat, scriai o carte în care apăreau lucruri care nu conveneau regimului, erai tras la răspundere. Deci cenzura a fost desfințată, dar de fapt întărită. La revista Viața Studențească, de pildă, aveam două cenzuri. Una la secția de presă a partidului, mergea Spaltul acolo, da, Proba ziarului, și una la OASCR, mergea și acolo. Și când veneau spalturile, se unificau. Pe un al treilea spalt se tăia ce a tăiat partidul, se tăia ce a tăiat OASCR-ul. Uneori erau diferite. Ce se taie nu se fluieră. Ce se taie nu se fluieră. Și am avut un redactor șef adjunct care venea de la cenzură și zicea: mamă, uite ce au lăsat ăștia, și tăia el. Un staharovism al tăieturilor, nu? Exact. De ziar. Exact. Deci cenzura a existat, dar la cărăbuș, pentru că nu era un punct de vedere oficial acolo, nu trebuia să dai citate din Ceaușescu, cenzura era mai... Ce să tai din scrisorile către Julio Iglesias? Nu? Dar autocenzura? Păi da, autocenzura funcționa mai mult sau mai puțin la noi. Depinde cât erai de responsabil sau irresponsabil, exact, nu? Am avut de pildă articole despre condițiile din cămin în Viața Sunețească care au fost citite la Europa Liberă. Adică da, asta e. Da. Mai scăpau, mai era câte un lucru spus cu adevărat și dacă... s-a spart o țeavă în cămin și n-au avut două luni apă. Asta era. Nu puteai să ascunzi sub preș. Corect. Era bună la ceva cenzura? Căci autocenzura e bună uneori. Eu cred că în literatură, da, cenzura ne-a scăpat de foarte mulți veleitari. Pentru că să debutezi... Înainte de 89. Înainte de 89. Acum zburdă pe, da, câmpii. Să debutezi, trebuia să treci printr-un concurs de debut. Sigur că erau și acolo niște furci, foarte furci caudine, foarte dure, adică publicai mai ușor un volum de versuri dacă aveai, începeai cu o odă tovarășului, da, Nicolae Ceaușescu sau partidului, sau debutai mai ușor. Dar dacă erai bun, totuși aici erau niște scriitori care erau redactor de carte, care la prima mea carte a fost Gabriela Negreanu, o poetă, s-a sinucis, dar o poetă foarte profundă. Și am... Deci urma să-mi apară cartea și m-a chemat în birou la editura Albatros, după amiaza, nu mai era nimeni, și mi-a lăsat cartea cu ce era tăiat. Foile. Și era și o gumă și un creion. Și a ieșit din birou. Și am stat și în unele locuri, am zis, păi, am șters cu guma. La o poezie care avea prea multe tăieturi, am mai adăugat eu niște tăieturi ca să o scoată. Dar am șters cu guma o serie, de pildă, nu-mi lăsau cuvântul profeție, ci prezicere. Era scris prezicerea. Da. S-a profeție. Și n-a căzut regimul din cauza asta. Asta spun că era o frica păzește pădurea, era cenzura. O sperietoare care era în noi. Și a apărut volumul, n-a zis nimeni, cred că cenzorul nici n-a citit vreodată după aceea volumul să vadă, bă, ai lăsat profeție, nu ți-e rușine, ia vino tu aici să-ți dăm vot de blam. Nu s-a întâmplat asta. Când se râdea mai bine
În democrație sau în dictatură? Când se râde mai bine. În dictatură se râdea pe înfundat, dar era un sentiment de eliberare mult mai profund. De și de solidaritate, râsul de solidaritate, unifica. Da. Asta a fost un lucru incontestabil, că atunci se râdea profund, se râdea visceral, se râdea și cu spaimă. În democrație râzi sau nu râzi, nu contează. Da. Ce credeți că s-a întâmplat fundamental cu umorul nostru, umorul românesc după 89? Păi s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu foarte multe lucruri, apărând rețele sociale, apărând internetul. Internetul deja a dat o lovitură multor, cum să spun, monopolul literaturii care era al editurilor. Da, reviste, editor, da. Al revistelor, umorul care îl... pe care îl urmă... Deci s-a spart un monopol, practic. S-au spart mai multe monopoluri. Și atunci au apărut diverse, dacă vrei să vezi glume cu moldoveni, te duci și cauți glume cu moldoveni și râzi de asta, glume cu olteni. Da. Deci s-a atomizat, și atunci nu mai există un râs colectiv. Ceea ce a dispărut este râsul colectiv. Da. S-a transformat în râs individual. De pildă, am avut șansa că acum am avut un spectacol la Sala Radio cu o parte din colegii din Divertis și am regăsit râsul colectiv. Am avut câteva teme unificatoare, nu? Unificatoare și s-a râs foarte mult. Am regăsit comunicarea aia extraordinară pe care o aveam cu publicul nostru. Pentru că după aceea, sigur, au apărut stand-uperi, dar totuși Tony Grecu și Doru Antonesi au prezentat în spectacolul pe care l-am avut două înregistrări de stand-up din 1984 la Costinești, adică nimic nou sub soare. Fake news înainte de fake news, exact, nu? Exact, da. Da. S-a democratizat în democrația originală umorul românesc? S-a democratizat și... afectând calitatea, cred eu. Gândești o prostie, crezi că e glumă și o pui pe internet și primești like-uri, deja crezi că faci umor. Nu e. E o mică jucărie. Marele umor e la fel de greu de practicat și acum. Și de făcut precum o carte mare. Chiar dacă nu mai găsești compact același public. Cam da. Asta cred eu. Conferința noastră de la Justiția Memoriei și conferința toată care ne prilejuiește această conversație s-a intitulat Umorul în vremea lui Ceaușescu. Ceaușescu avea umor? Elena Ceaușescu avea umor? Nicu, Valentin, Zoia aveau umor? Ceaușescu sigur nu avea umor. A făcut el gluma aceea pe care am prezentat-o în spectacol cu când o face Plopul Mere și Richita Micșonele. Și sala a aplaudat și a zis, nu aplaudați, tovarăși, că genetica are progresat. Singura chestie de stand-up a lui Ceaușescu. Cred că Elena Ceaușescu era prea incultă și prea acră ca să aibă umor. Avea doar răutate. Poate ironie cu tovarășele. Sau sarcasm. Sau sarcasm. Da. Nicu s-ar putea să fi... S-ar putea ca... Eu îl suspectez, s-ar putea ca Nicu să fi râs la bancuri cu taică-su. Într-un fel de a se distanța și Nicu Ceaușescu, da. Ceaușescu, da, cred, dar nu prea avea. Am un exemplu de un tovarăș care ne-a vizitat în 1981 în București, a ținut Universiada, da. Care era nebunie mare. Atât de atunci a dat drumul la metrouri, la unele s-au făcut cămine îngrozăvești care au fost parc, mă rog, cămine pentru sportivi. Deci a fost, s-a considerat cel mai mare eveniment sportiv al anului, în deschiderea căruia a vorbit desigur Ceaușescu. Deci a fost, noi am scos împreună cu Ars Amatoria, cu Groșan, Buduca, Țeposu, Țâra și cu redacția Vieții Sinențești, un supliment zilnic, un ziar care se numea Universiada 81. M-a sunat odată un tânăr care și-a dat licența
în presă din cele 11 numere ale ziarelor. 11 de bază, da. Și pe ultima pagină aveam umor. Umor destul de interesant. Poezii, parodii. Și revista nu mai trecea prin tot circuitul, că se termina la 11 noaptea, nu mai era nimeni la Comitetul Central. Și a venit un tip pe care eu nu-l cunoșteam, Moțiul cunoștea, și a zis, vai, zice, mă duc acasă și râd singur de ce vedeți acolo. Și Moțiul i-a zis, vedeți, e greu să râzi singur. Da, e o mare pildă și era asta. Era Pantelimon Găvănescu, care era prim secretarul Comitetului Central. Mergea acasă și râdea singur, nu? Mergea acasă și râdea singur. Da. Și a zis, bravo! Deci, da. Dar replica a fost bună. Da, 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 da. Da. Trebuie să râdeți singur, adică... Da. Umorul în vremea lui Ceaușescu, adică râsul în vremea lui Ceaușescu. Dar plânsul? Oh. Facem stand-up tragedy, nu? N-aș vrea. S-a plâns mult. S-a plâns mult, nu? Și mai ales s-a plâns, de fapt. Râsul e... Exact, au fost lucruri care ne-au marcat. Și acest sindrom pe care îl are o parte din poporul român, sindromul, un Stockholm, să zic așa, da, victimei, oameni da. Chinuiți în vremea comunismului, care acum regretă siguranța pe care le-o dădea universul care îi chinuia. Este de neînțeles. Oameni care spun era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, uitând. Și eu declar cu mâna pe inimă că pentru mine era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, pentru că aveam sub 30 de ani și eram tânăr. Dar în afară era mai de asta, bine pentru că era tânăr, nu pentru că era. Dar în afară de tinerețe, nimic nu era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Prin... Poate solidaritatea. Deci ca efect pervers al acelor vremuri. Dar nu era o solidaritate prevenia... care susținea un regim. Era o solidaritate împotriva. Solidaritate în împotrivire. În împotrivire, exact. Și aceasta e nuanța. Mai 2 ore de televiziune pe zi. Da. Asta ne-a trimis în biblioteci. Da. N-aveam ce să vedem la televizor. Ne-a Dar făcut să... era tot împotriva, de fapt. Exact. Totul exact. Era împotriva. Reacție împotriva cărțile care circulau pe sub mână, se xeroxau niște cărți, era o industrie a multiplicării, se treceau și dacă primeai o carte și o aveai pentru 3 zile, o citeai. Înfrigurat, da, da, da. Deci, da. Se șeruia la greu atunci. Da, mă mai uit peste ea, o să da. Fie... Nu, erai obligat, dacă voiai să faci față... Să te mobilizezi, să citești în 3 zile, da. 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 Asta, da. Asta a fost bine. Asta a fost bine, dar împotriva răului regimului. Asta a fost bine regimul. Pentru că noi am făcut-o da. Să fie bine. Da. Noi am luptat împotriva sistemului care îți interzicea accesul la unele titluri, care îți verifica manuscrise. Noi am făcut din asta o armă pe care am întors-o împotriva lor. Umorul așadar ca dizolvant al regimului, nu? Exact. Umorul împotriva, împotriva epocii Ceaușescu. Da. Ultima întrebare. V-ați despărțit râzând de comunism? Da. Da. Pentru că am scris asta. Fake News în epoca de aur, o carte cu un succes remarcabil de public și de critică. Am memorat și mi-am mărturisit și micile mele frici. Am spus că n-am fost un erou, am fost un om obișnuit care și-a permis să glumească cu regimul, Digranda. Cu cenzura. Deci ați râs cam mult în comunism. Am râs. Am avut șansa. Ați avut șansa și de a râde, nu? Să râd cu prieteni. Cu prietenii, cu Ars Amatoria, cu Academia Cațavencu, cu Divertis. Am câștigat bani râzând. Râdem sau ne îmbolnăvim? Râdem. 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 Că altfel ne îmbolnăvim. Râdem pentru că râsul e sănătos, râsul ne-a salvat atunci și ne poate salva și acum. Mulțumesc foarte mult pentru această conversație minunată, Ioan T. Morar.
A fost podcastul Spandugino, Reziliență prin cultură, invitat Ioan Temorar, în marginea conferinței Umorul în vremea lui Ceaușescu. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!